Vasluienii sunt convinși că mai ales copiii au motive întemeiate să-și ia lumea în cap. Păi acum depinde și situația familiară care o au, împrejurările, scandalurile, bătăile sau eu știu, depinde de conjunctura care se află acolo copiii, depinde de părinții care bio, care ei nu mai au nicio posibilitate sau posibilitate. Adică îi lasă de izbelește așa, nu-i mai controlează, n-au niciun fel de pentru ei. Ar fi cauza, cred că și situația familiară sau depinde de părinți, de anturaje, de... Părinții sunt cei vinovați? În primul rând, cred că. De ce? Păi, de ce? Noi țin un pic din scurt. În prezent, în evidențele Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui, există 47 de sesizări privind persoane dispărute, din care 13 sunt minori. În cazul minorilor dispăruți, de cele mai multe ori vorbim de plecări voluntare, aceștia fiind găsiți la prieteni, la persoane cunoscute pe internet sau la rude. O bună parte a minorilor înregistrați ca fiind dispăruți au mai fugit de acasă sau din centrele de ocrotire cel puțin o dată. În multe cazuri, părinții sunt plecați în străinătate, iar copiii au fost lăsați în grija bunicilor sau a rudelor. Persoanele adulte sunt de cele mai multe ori bolnave. În cazul persoanelor adulte, de multe ori este vorba de persoane cunoscute cu afecțiuni medicale. Aproape săptămânal, polițiștii vasluieni înregistrează câte un caz de dispariție. În anul precedent au fost înregistrate 134 de cazuri de persoane dispărute, 127 dintre ele fiind rezolvate.